Declar ședința închisă. Convingem primar? Dacă permite domnul consilier, evident, extra ședință. Dar totuși trebuie să am și eu niște reacții vis-a-vis de ceea ce se spune în spate public. Și de asta am invitat doamna director de la economic și alt membru de la economic. Și vreau ca doamna să se exprimă public înțelepța asta și de față de noastră. Unde s-au baricadat în momentul în care ne-a legat cu microfonul ca să le înregistrezi? Și aici o să vă rog cu respect să începem noastră, doamna. Spune-mi unde v-ați baricadat, unde v-am aranjat ca să vă smulg declarațiile ce sunt pentru DNA. Eu v-am spus și mai devreme că... Vă rog să o spuneți public. Nu ne-ați alergat nicăieri și nu ne-am baricadat. Am fost tot timpul în sală cu dumneavoastră. Bun. În sală v-am cerut acordul și dumneavoastră și doamnei director. Sunteți aici, dumneavoastră ați înregistrat, doamnă, da? Procesul verbal, cine l-a făcut? Să vină încoace, te rog frumos. Am cerut acordul pentru a discuta pe o tematică, am avut acordul dumneavoastră, s-a făcut procesul verbal. Da. Doamna director, vă rog. Dumneavoastră ați afirmat în spațiu public, sau poate greșește presa și atunci vreau să lucrez. V-am alegat în clădire, că a fost o discuție și că v-am alegat cu un microfon, mă rog, cu ce a înregistrat ca să vă obține declarații. Care e aia? Unde? Și vă rog frumos să faceți lucrul ăsta, pentru că ori dumneavoastră veți depune o plângere împotriva mea, ori dacă nu voi depune eu o plângere împotriva noastră. O luam instituția primară, că vă place sau nu și că vă pune întrebări incomode. Da? Este instituția primară. Iar în momentul în care despre primarul municipiului se spune în spațiu public lucrul ăsta, atunci o să vă rog frumos să-mi spuneți unde am alergat eu după dumneavoastră, care sunt persoanele cu care v-ați închis oriunde în instituție pentru a nu fi obligate să, mă rog, fiți înregistrate. Vă rog, doamne. Da, înțeleg că vorbim de o cercetare administrativă sau orice alt tip de cercetare. Dar vreau să spun așa. Dumneavoastră ați dat un drept la replică. Este dreptul nostru și vă cerem acordul dacă dăm prin direcția de comunicare un drept la replică. Eu v-am cerut înregistrarea, care chiar astăzi am depus la registratura primăriei, v-am solicitat înregistrarea care s-a făcut cu reportofonul și vreau să menționez că în ziua de luni, până în ședința de consiliu, au fost două întâlniri cu dumneavoastră prin care i s-au cerut în două serii note explicative. În prima serie eu cu doamna Tărăcilă... Notele explicative împotriva unui regulament și a legislației, adică dacă primarul cere notă explicativă prima tură înregistrând în cabinetul de lângă mine, da, cu acordul nostru, ascultați-mă până la capăt. În a doua tură cerând o notă explicativă este ceva incorect sau abuziv, vă rog să faceți o întrebare asta. După ce voi intra în posesia înregistrării de pe reportofon, putem spune adevărul pe față. Prima înregistrare a fost înregistrată cu reportofonul. Da, ați venit cu reportofonul, ne-ați cerut acordul, nu am zis nu, nici da. Deci este, nu este prima dată când veniți cu reportofonul și ne înregistrați. Unde să vin, că v-am chemat pe dumneavoastră? Da, ne-ați chemat acolo, în sala de ședință. Și vedem înregistrarea pe reportofon, care a fost subiectul primei întâlniri. De ce de asta am și cerut înregistrarea, ca să încheiem subiectul? Foarte vă rog frumos, de la direcția relația Consiliului Local, vă rog frumos să-i puneți doamnei la discuție, da, înregistrare. Problema este așa, că totuși am vrut să lămuresc și public și de față cu domnul consilier. Numărul 1, puteți să ascultați înregistrarea. Numărul 2, am picat amândoi de acord. Am în 3 de acord că în momentul în care am cerut să facă proces verbal în baza unei înregistrări, v-am cerut acordul și ați confirmat cu ăsta. Nu eu am alegat dumneavoastră, v-am chemat și ultima oară când am verificat, primarul poate să cheme pentru o notă explicativă și explicații directorul economic și alți membri ai executivului. Deci, informația din spațiu public este total incorrectă. Nu v-am alergat nicăieri. Numărul 3 v-am chemat a doua oară, tot pe vreo chestiune legată de notă explicativă. Sigur, astăzi, în 25 minute, vi se pune la dispoziție înregistrarea pe care n-aș cerut. Dar am vrut să lămurim public și în fața domnilor consilieri locali. Unde v-ați baricadat dumneavoastră? Nu, dacă nu v-ați baricadat. Nu am declarat. Cine am alergat eu cu mine? Domnul primar, mă lăsați 2 minute să vorbesc? Sigur, unu, eu nu am dat nicio declarație la niciun ziar. Dumneavoastră,
Ați venit cu întreb la replică. Dacă noi avem voie ca salariați, prin direcția de comunicare sau noi ca și persoane fizice, să dăm o declarație, să venim referitor la articol, să dăm un alt drept la replică, dreptul nostru, de fapt noi să ne spunem punctul de vedere ce s-a întâmplat și în prima întâlnire și în a doua întâlnire. Noi nu am declarat nimic. În ziar nu apare declarația noastră. Da. Am declarat eu că am fost baricadat, am declarat eu că m-ați alergat cu reportofonul. Apare declarația mea undeva? Nu știu, înseamnă că e incorrectă. Chiar dacă și. Da, spuneți-mi, arătați declarația mea. Dacă este incorrectă, informație. 1, 2. Dacă tu mă întrebați dacă aveți dreptul, bineînțeles că nu asta aveți dreptul să faceți lucrul ăsta, dar nu e nevoie să mă întrebați. Că oricum ați trimis scrisori de informare spunându-vă că sunteți anchetată ca la partid, pentru că primarul municipiului, în conformitate cu prevederile legale, vă cere, da? Notă explicativă pe anumite situații. Și atunci, nu contează că dumneavoastră ați trimis la presa anterior, deci nu mai întrebați dacă aveți voi, vă rog, faceți-o. Doi, am vrut să lămuresc această situație. Da? Cam cum s-au întâmplat lucrurile, cum aleg eu în primărie, pentru că am un fetiș dumneavoastră și stau și aleg în primărie după angajații primărie. Trei, în 5 minute, Adriana te ocupi de lucrul ăsta. Procesul verbal și o copie pe stick după înregistrarea făcută cu acordul nostru, e corect, da? Da, 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 bun, da. Okay. Vreau înregistrarea. Asta vreau, asta am vrut să vă urmăresc, îmi cer scuze că v-am cerut din timp, îmi fac această obligație și vă garantez că în 5 minute doamna are toate explicațiile, da? Mi-aș dori foarte mult totul să-i răspundem și doamnei viceprimar, pentru că v-am întrebat un lucru tehnic simplu, dar n-am vrut să dezbatem aici, dacă se poate, dar am vrut public clar și răspicat, poate că informațiile sunt incorrecte. Să vă explic că ultimul lucru în această instituție este să stau sare după angajați ca să, cu microfonul ca să înregistrez. Și toate lucrurile au fost făcute procedural și o să vă rog frumos să constatați situația. Sigur, doamna are posibilitatea să atace orice fel de decizie. Sigur, dacă presa dorește, va putea merge către doamna viceprimar și o să vadă exact care au fost. Am și preferat să nu mai am nicio legătură pe ultima notă explicativă. Pare că acele note explicativă în calitate de primar al municipiului ăștia angajaților este de-a dreptul o ofensă. Dar clar și răspicat și confirmat de toată lumea, n-am alergat cu nimeni, nu s-a baricadat nimeni nicăieri și n-am cerut decât o notă explicativă absolut în cadrul legal pe situații pe care nu ne considerăm regulă. Sigur, la care doamna poate răspunde oricând dorește. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați creat posibilitatea, vă mulțumesc doamna. În 5 minute, te rog frumos să aibă doamna Crăciunoc. Am o rugăminte, sunteți în sală, da? Dumneavoastră sunteți colega care a registrat? Da. Am avut acord, un moment, am avut acordul? Da. Am avut acordul. Da. Unde s-a făcut înregistrarea? La solicitarea mea jos sau unde? Am alergat eu după cineva? La sala de ședințe de la cabinetul. Vă mulțumesc. Am rugăminte. Asta pentru corectitudinea. Să rămână, domnul consilier, puțin în sală, doamna secretară. Vreau să vă spun că astăzi la Mapă este motivarea mea de refuz pentru hotărârea de Consiliul Local, deci a tot cea treia. Dacă vreți să vă comunic sau să... Da. Da. Și mai avem un îndreptare de materială dintr-un raport de specialitate, s-a indicat conținutul unui articol dintr-un act normativ trecut greșit. Este, nu comisie, nu, un raport de specialitate, de-a nostru. Da. Și motivarea o să vă comand pe mail, da? Bun, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.